În cursul zilei de 21 ianuarie, anul curent s-au vaccinat în județul Suceava împotriva SARS-CoV-2 un număr de 1262 de persoane, distribuția pe centrele de vaccinare fiind următoarea. Cele mai multe vaccinări au fost efectuate la nivelul Spitalului Județean Suceava, cu un număr de 574 de vaccinări. La nivelul Spitalului Municipal Rădăuți s-au efectuat 194 de vaccinări. La nivelul Spitalului Municipal Fălticeni s-au efectuat 114 vaccinări. La nivelul Spitalului Municipal Câmpulu Moldovenesc s-au efectuat 146 de vaccinări. La nivelul Spitalului Orășenesc Gura Humorului s-au efectuat 120 de vaccinări. Cele mai puține vaccinări s-au efectuat la Spitalul Orășenesc Siret cu 114 vaccinări. Cu echipa mobilă de vaccinare în perioada 18-22 ianuarie anul curent s-au efectuat un număr de 432 de vaccinări anti-SARS-CoV-2 la beneficiare din centrele de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Sasca Mică, Zvoriștea și Costin. Până în momentul de față, în total, în județul Suceava s-au vaccinat împotriva SARS-CoV-2 8.583 de persoane. Pentru data de 22 ianuarie, în etapa a doua a campaniei de vaccinare destinată persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani, persoanelor cu boli cronice, indiferent de vârstă, precum și personalului cheie, care desfășoară activități în domenii esențiale, s-au înscris 986 de persoane în vederea vaccinării împotriva SARS-CoV-2. În județul Suceava, pentru următoarele 7 zile, au fost programate pentru vaccinarea SARS-CoV-2 un număr de 7.453 de persoane. Gradul de ocupare a locurilor de vaccinare este de 100% pentru următoarele 7 zile, singurul centru de vaccinare unde mai sunt sloturi disponibile fiind cel de la sala de sport din Vatra Dornei. Programările de vaccinare sunt condiționate atât de numărul dozelor de vaccin aflate în stoc la momentul efectuării operațiunii, cât și de dinamica solicitărilor de înscriere la momentul respectiv.